Intenția de a candida la șefia CJ Botoșani a fost anunțată în cadrul Colegiului Director al Filialei Teritoriale a Partidului Național Liberal, ce a avut loc duminică în prezența președintelui partidului, Ludovic Orban. Este un post pe care, la care eu cred că mă pricep ce trebuie să fac și unde actualmente PSD-ul arată că nu e în stare să facă nimic și nu înțelege nimic din ceea ce se cheamă administrației județean. Achiței nu știe încă dacă se va bucura de susținerea colegilor de partid, dar este optimist. O să vedem cum vor fi procedurile în partid în continuare privitor la această nominalizare. Am înțeles. În condițiile eu în care... Eu sper să am susținerea colegilor, da. Dacă nu va reuși să ocupe fotoliul de președinte al Consiliului Județean, deputatul liberal nu exclude posibilitatea de a candida pentru un nou mandat de parlamentar.